Gală șoc, cine este eliminat în data de 19 noiembrie? Nu este prima dată când au asemenea situații. Descalificare șoc la Casa Iubirii, gala deja a fost filmată și este una foarte interesantă. Încă un concurent va fi eliminat în această gală. Acest concurent a încălcat regulamentul și va fi eliminat definitiv în gala din 19 noiembrie. Radu va lua din nou cecul de 5.000 de lei și este favoritul publicului. Concurenții au așteptat cu sufletul la gură să afle dacă unul dintre ei va pleca acasă sau nu. Prezentatoarea Andreea Mantea a aruncat bomba. Cine va pleca, motivul pentru care va pleca acasă un concurent în data de 19 noiembrie, este că Laurențiu a încălcat regulamentul și se va autodescalifica. Unul dintre cei mai iubiți concurenți a intrat din nou în Casa Iubirii ca și concurent pentru a-și încerca norocul și dacă nu știți despre cine este vorba, vă anunț că este vorba despre Patrick, concurentul care a fost într-o cunoaștere cu Nona. Cu toții l-am cunoscut pe Patrick Deac ca pe un tânăr încrezător în forțele proprii, carismatic și cu mult bun simț, care niciodată n-a intrat în conflictele dintre concurenți. Mereu și-a văzut de relația lui cu Nona, deși mereu se încerca despărțirea lor prin fel de materiale de prin afară emisiunii. După ce a fost eliminat din Casa Iubirii, tânărul a mărturisit că viața ei s-a schimbat radical în bine, în momentul în care a fost actor într-un film serial. Deși multă lume l-a asociat mereu cu Patricia și a fost o concurentă în emisiunea Casa Iubirii, tânărul a mărturisit că nu se gândește la o relație, cariera este pe primul loc. Cred că mai multe lucruri despre ce au făcut în toată această perioadă și cum de nu și-a găsit jumătate în afară emisiunii, deși a fost atât de curtat, ne poate spune doar el. Așa că îi spunem bine ai devenit în emisiunea Casa Iubirii și așteptăm cu sufletul la bură să ne povestești mai multe. A devenit deja un obicei ca vechii concurenți să-și facă apariția în emisiunea matrimonială pentru a-și găsi sufletul pereche, după ce nu au reușit acest lucru când au fost prezenți sau dacă și-au găsit totuși jumătatea, din păcate relația lor nu a rezistat și în afară emisiunii. Îți mulțumesc pentru vizionare și dacă ți-a plăcut videoclipul, te rog frumos să apreciezi cu un like și să te abonezi pentru a fi la curent cu ce rămâne postit. Pe curând! Casa Iubirii sezonul 2 este pe final. Deja emisiunea este pe micile ecrane de 9 luni de zile. A venit momentul să înceapă un nou sezon marca Casa Iubirii. Urmează să fie alți concurenți și noi povești de iubire și viață. Se pare că primul sezon a durat doar 9 luni. Însă acest sezon se pare că se tot lungește până de Revelion, deoarece se pare că ratingul este destul de slab și în momentul de față cuplurile scârțâie și nu par reale. Concurenți noi toți sunt aduși pe bandă rulantă în zadar. Andreea Mantea va urma să facă marele anunț pe care îl așteptăm cu toții, potrivit informațiilor primit. Concurenții din Casa Iubirii vor să ia premiul neapărat. Toți se bat între ei, concurenții abia așteaptă să se termine acest sezon, deoarece vor să scape de regulile impuse și de emisiune. Dar până la finală concurenții trebuie să continue să se țină de regulamentul impus de emisiunea Casa Iubirii. Din informațiile primite la nicio zi după marea finală, va urma direct al treilea sezon Casa Iubirii. Însă nu vom scăpa de cei vechi și ei vor fi în continuare în noul sezon. Se pare că minii 2 sau chiar 3 vor merge din acest sezon în următorul. Și aceștia vor fi aleși de la finaliști la cei mai votați. Deja este cunoscut despre câștigătorii acestui sezon. Vor fi Bianca și Radu, cei care vor lua marele trofeu și banii. Se pare că Bianca și Radu vor cere producătorilor să-i lanseze în televiziune. Rămâne de văzut și alte detalii în următoarele zile. Te aud ce vorbești, a spus Antoni. Eu italiana o înțeleg și vorbeai cu prietenul tău în vestiar, despre Julia. Ai spus niște cuvinte oribil de rele, a dezvăluit Robert. Julia va rămâne surprinsă și șocată de afirmația lui Robert, iar Robert va spune un cuvânt cu care a descris-o Anton pe Julia în convorbirea respectivă. Moment în care toată lumea va fi șocată, iar Andreea Mantea îl va opri din a înșirui jignirile pe care le-a auzit.
Katinka va ceda din cauza discuțiilor din casă. Se pare că, de când a început să se apropie de Katinka, Robert simte că toată lumea este împotriva lui și a potențialei sale partenere. Adeline minte, Anton minte. Ionuț, prietenul tău, minte, a spus Andreea Mantea, ce am zis, că dau în toți. Cum adică dau în toți, va exclama Robert, nu știu, am fost acolo, va întreba Andreea Mantea în timpul discuțiilor. Katinka cedează și își spune sieși, nu mai pot, moment în care Andreea Mantea o va auzi și o va întreba ce este în neregulă cu ea, ce nu mai poți. Te-am auzit șoptind, va întreba Andreea Mantea. În gala din Casa Iubirii, Robert va dezvălui că l-a auzit pe Anton vorbind foarte urât despre Julia în vestiar, dar ca să nu-l înțeleagă nimeni a purtat convorbirea în limba italiană, ai spus niște cuvinte oribil de rele. Robert îl acuză pe Anton că a vorbit-o de rău pe Julia. Katinka va izbucni iar în lacrimi în gala emisiunii matrimoniale Casa Iubirii, prezentată de Andreea Mantea și difuzată exclusiv la Canal D. Robert va face dezvăluiri inedite despre Anton, iar Katinka va ceda din cauza discuțiilor din casă. Robert îl acuză pe Anton că a vorbit-o de rău pe Julia, ai tras de roată gândindu-te la gala trecută. A întrebat Andreea Mantea. Nu, am tras de roată cu ce se întâmplă în ultimele zile. Ei tot încearcă să mă instige. A spus Robert, vezi că vorbesc în spaniolă și până să vină Adeline, italiana mai seamănă cu spaniola. Din cauza lacrimilor, Katinka nu poate oferi un răspuns, iar Andreea Mantea a întrebat-o dacă se simte deranjată de discuțiile care au loc în timp ce izbucnește în lacrimi. Katinka dă aprobator din cap pentru că se simte deranjată, dar nu poate spune nimic mai mult din cauza lacrimilor. În gala emisiunii matrimoniale Casa Iubirii, Robert va face dezvăluiri despre Anton. Ce se întâmpla mai departe aflați, 12 noiembrie 2023, într-un nou episod din Casa Iubirii, de la orele ora 16 și ora 19, la Canal D. Andreea Mantea face anunțul. O nouă concurentă va păși în casa băieților. Pentru cine intră aceasta, Elena, noua concurentă, va păși în Casa Iubirii și se va aventura emisiunii. Aceasta vrea o conexiune autentică și vrea să plece acasă împreună cu un băiat. Robert și Cosmin vor avea o mare surpriză când o vor vedea pe Elena, deoarece aceasta intră pentru ambii concurenți. Se pare că aceasta este pe gustul amândurora din ce spun fetele din casă. Elena este studentă, înaltă și cu ochii vezi, părul brunet și este din Constanța. Cosmin și Robert se pare că sunt în topul Elenei, noua concurentă care va păși în Casa Iubirii, noua concurentă în vârstă de 23 de ani. A fost întrebată dacă se va îndrăgosti de vreun băiat, ce va face. A spus da, de aceea am venit, se pare că una din calitățile Elenei este sinceritatea, după cum spune ea, și defectul ei cel mai mare este ambiția. Elena mai spune că vrea să-i cunoască pe toți și speră ea că se poate potrivi cu unul din ei, să fie pe aceeași undă și tipar. În ediția 9 noiembrie a emisiunii Casa Iubirii va predomina o atmosferă tensionată și plină de momente complicate pentru Katinka. Concurenta este vizibil afectată de ce se întâmplă în viața ei și în cadrul emisiunii Casa Iubirii. Tânăra a încercat să-și mascheze tristețea profundă pe cât posibil în fața celorlalți concurenți, însă, în cele din urmă, aceasta cedează, Katinka, în lacrimi. Concurenta a ajuns la capătul puterilor. Mi s-a umplut paharul. În ediția emisiunii matrimoniale Casa Iubirii, Katinka va izbucni în lacrimi. Iată ce urmează să se întâmple joi, 9 noiembrie, în următoarea ediție a emisiunii matrimoniale Casa Iubirii. Prezentată de Andreea Mantea și difuzată exclusiv la Canal D, Katinka va izbucni în lacrimi amare. Motivul pentru care Katinka a izbucnit în lacrimi: telespectatorii emisiunii vor avea parte de o nouă ediție incendiară.
Lucrurile nu par să se liniștească între concurenți, iar lucrurile se vor precipita din nou. Katinka va izbucni în lacrimi, iar concurenții nu înțeleg ce se întâmplă cu tânăra. Ionuț spune,